Bună ziua, dragi și bun găsit la întâlnire cu Prof. Online. Tema pentru acasă. Lanța a șasea. Așa. Testul, nu? Da. Testul. De două ori.
4 și 3, 9, 10, 3. Iarăși, prin 3, 6, 3, nu, 1. 1, da. Și merge iar de... Nu prea mai merge. Atunci înseamnă că... E bine, atât 61, nu mai pare 61 în prim. Nu mai există două numere care nu ți-ți fac 61. Adică 3 la 2. 3 la 2, 61. Să nu fi greșit. 729 singur este așa, nu taie. Da. Trei în 7 de 2 ori, 12, 4, 3. 3 în 24, de 6 ori. 3 în 24, nu. De 8 ori. Da. 8 ori. De 8 ori, 81 și merge prin 90. Ok. Iar prin 3, că mă putrim, că nu? Așa. 3 în 8 de 2 ori. 21. Merge de 3 ori, rămâne 9, 3 și 3. Adică e 3 la 6. 3 la 6, bine. Stai aici. Bine, 3 la 6, da? Împărțit la 3 la 5. Ai văzut, mi-am dat seama că e o greșeală. Cum? Ați voi la învățat la 3 la 5 ar fi să fie numai puterea lui 3. Da. Da, zici? Am vărat de să folosim nota 3, să nu era loca plus. Plus 3 la 3 la, împărțit la, aici la facem 4. Și vine 3 ori 9, minus 8. 18. Adică 3 ori 9, 27, minus 18, scriu eu de data aici. Da? Și egal cu 3 la 28, împărțit la 3 la 24. 28, da. 3 la 24. Plus 3 la 3, minus 1, ori 3 la Andreea, plus 3 la 28. Să iau din nou aici, la 3 la 36. La 3 la 24. 3 la 24 plus 33, minus 1. Deci 33. 3 la 3. Da, 3 la 3. Adică cu 27 ai vrea să scrie. Da. Minus 1. Nu mai pun pe o lupie de pe sos. 3 la 6. 3 la 3. Așa, 3 la 3. Da, plus 3 la 3. Împărțit la... Și vine 27. A, am scris. 27 plus 18? 9, nu? Deci împărțit la 3 la 9. E parte, da. Egal cu? 3 la a 4. Da. Plus 3 la 3. Plus 3 la 3. Minus. A, sau minus. Ori. Minus, minus. 1 ori. Ai lăsat că 1 de a dus minus paranteză. Da. Deci merge așa trebuie să scrie. Bine, 3 plus. Plus 9, 27. 27. Dar 3 la 3, am văzut la 3 la 2, așa și 3 la 3. 3 la 3. 3, pur și simplu. 3 la 4, plus 3 la 3, minus 3, plus 3, 6. Minus 6. Și egal cu? Acum... 3 la 4, face 81, nu? Da. 9, 9. Aflați ultima cifră a numărului A. Așa. Hai să-ți apucăm, dar ai de
Mi mai am un pic să vedem cum așa vă duciți restea că am uitat, dar nu cred că eu. Eu știu. Tu știi, dar eu... Na, am mai uitat. Eu toată vara am o pate albin. Eu nu. Să vedem cum așa. Urul la orice putere este urul, nu? Da. Așa. Deci vine cu plus. Restul de împărțit la 4 sunt 0, 1, 2 și 3.
3. Dar în restul de părțit la 2 sunt 0 și 1. Da? Când pasa 2 nu există altă posibilitate, ca e 0 sau 1. Așa că 4 la 3 și 4 este egal cu numărul 1, care are ultima cifră 4. 4. Pardon, cred că tu ai de 4. 6, 6. 6, așa am zis, nu? Când... E ultima cifră, când are restul 0, e... Când are restul 0, ultima cifră este 6. Deci la multipli de 2, ultima cifră este 6. La când dă restul 1, ultima cifră este 4. Da. Așadar, vom scrie aici puncte, puncte. Pe puncte, puncte? 6. 6, da? 6. Plus. Plus. Și acum? Aici. 4 la 3, 5. Pentru asta, pornim cu... Pentru mai 7 la 3. Corect. Deci 7 la 3 e 7. 7 la 2. 9. Adică puncte 9 asta. Puncte 9. 7 la 3. Cum se spune 7, ultima 5. 7 la 9 și aici 3. 3. Ce nu mă interesează? Că nu am ultima cifră, mă interesează. Da. 7, ar trebui 49, nu înseamnă că pun 7, dar eu urmez numai ultima cifră. Da. 7 la 4, da? Da. Egal cu 7 ori 3, deci cifra de aici, 7 ori 3, 1, puncte, puncte, 1 ani se prea ce-o poate, ții minte? Da. Da, deci în număr, nu cu multe cifre, se pune și noi aici. Așa. Un număr cu multe cifre. Și ultima cifră este 6. Acum, 7 la 5 egal cu... 5 egal cu 7. Egal cu 7. 7 la 6. 7 la 6. Mulțime aici cu 7, puncte, puncte, 9. Sunt că se repetă după o lungime de câte? 4. Deci... Hai să zicem și noi. Însă dacă e lungimile de 4, înseamnă că împărțim la 4, da? Și să zicem, 7 la puterea 4K plus 1. Plus 1. Hai să zicem plus 1. Plus 1 e bine, așa cum ai zis tu. Are ultima cifră 7, nu? Puncte, puncte, 7. 7 la 4K plus 2. Egal cu puncte, puncte, 9. Ultima cifră? 9. 7 la 4 K plus 3. Egal cu puncte, puncte, 3. 3. Iar 7 la 4 K? Plus 4. Plus 4, dar nu mai vreau să fac 4, s-a dat 4 factor 1. 4 K plus 0, dacă vreți. Da. 7 la 4 K plus 0, la 7 la 4 K. Are ultima cifră? 1. De aceea suntem puși în situația de a împărți la 4, nu? Pe 35. Hai să lăsăm. 35 împărțit la 4 este egal cu? Mai de 8 ori. 8 ori, 4, 35. Și rămâne 3. Așa. Asta e și restul, mai putem împărți. Da. Și atunci 35 se scrie ca fiind. Ca fiind 4 ori 8 plus 3. 4 ori 8 plus 3. Care eu am mai scris, da? Da. Și acum zicem. Zicem. 7 la puterea 35. Egal cu 7 la puterea 4 ori 8 plus 3. Și atunci uităm când e multiplul de 4 plus 3. Ultima cifră este 3. Deci ultima cifră este 3. Așadar, vom avea plus un număr cu multe cifre, dar ultima cifră este 3. Și acum cum facem? Adunăm ultima cifră, că asta trebuie să o vedem. 6 cu 3 și 1, deci numărul lung, cu multe cifre, dar ultima cifră este 0. Asta trebuia să facem, nu? Yeah. Trebuia să facem lucrurile ultima cifră. 4. 4. 4, da. 4.
Păi, da, nu avem ce să zicem. Putem stop la bază, nu putem face nimic. Nu avem nimic. Dar la expunere, spre 9-10 putem scrie ca 2 la a 10-a, totul la 9-a și pe 3 la 54 putem scrie ca 3 la a 9-a, totul la 5-a. Perfect. Hai să zicem 9-10 aici, pe urmă aici să scrim 9 ori 5, nu? Așa. 5 ori 9, 45 de mii, 6 ori 9. Păi mă politizați, mă prostie, mă las așa, da? Da. 6 la 9. Așadar, echivalent cu scrierea 2 la puterea 9 ori 10 și vecinul este 3 la puterea 9 ori 6. Echivalent cu scrierea. Pe zechea și se... Totul la 9, că îți place ții să fie același ce-ți mă. De 2 la a 10-a, tot la 9-a și vezi și 9. Pe la 6-a și totul la 9-a. Echivalent. Din care ne-a ușit performanța asta. Acum, expoziție, trebuie să compari 2 la 10-a cu vecinul 3 la 6-a. Echivalent. La 10 și 3 la 6. Nu vreau. Că pe 10 nu pot strica 2 ori 5. Și pe 6, 2 ori 5, 7, 1, 2. Da, 2. Da. Deci vine 2. 2 la 5, totul la 9. 2 la 5, totul la 9. 3 la 3, totul la 9. 3 la 3 și totul la 2. Și acum am redus totul la acum fara. 2 la 5, 3 la 3. 2 la 5, cu vecinul 3 la 3, de fapt, de fapt aș compara pe 2 la 5 ar pot face 2 la 8, a 3-a făcea 8, 2 la 4-a 16, și 2 la 5-a 16, 8, 30, deci de fapt aș compara pe 32 cu vecinul său 27. Pe cine este mai mare? 32, da? Cu 27. 32 este mai mare decât 27. Așa încât, în clipa de față, spunem 3 de la 27, 32 de la 2 la 5, de acord? De 2 la 5, de peste tot. În final, spunem că este mai mare cine? 2 la 90, că ăsta probleme de aici. Deci asta să ducem înapoi. 2 la 90, răspundem, e mai mare decât 3 la 54. Deci 2 la 90, mai mare decât 3 la 54. Bun. Eu aș fi făcut exercițiul ăsta în felul următor. Tu ai avut inițiativa, am mers cu mâna ta, dar nu am pe 90. Și îl scriem ca fiind cât ca descompunere. Aici este 9-10. 9 înseamnă 3 la 2 ori 2 ori 5. Cât 9 este 3 la 2 2 ori 5. Iar 54. Ai zis tu că e de 6 ori 9, care înseamnă 2 ori 3, ori 3 la 2. 2 ori 3 ori 3 la 2, adică mai corect, 2 ori 3 la 3. 2 ori 3 la 3. Și avem pe cel mai mare divizor comun. Cel mai mare divizor comun este dintre cei comuni, în loc de cel puterea cea mai mică. Din 3 la 2 și 3 la 3 ani, în loc de cel cu exponentul cel mai mic. Deci 3 la 2 ani, ăsta era cel mai mare divizor comun. Dar cel mai mic multiplu comun e altceva. Deci cel mai mic multiplu comun este numărul care se împarte exact la celălalt. Dar ăsta este
care le împarte pe fiecare. Adică nu merge să împart la cel care trebuie să mă spune 3 la 2, ori piatră dintre 2 la 1, 2 la 1, 2 la 1, nu merge problemă. Și 5 n-am treabă cu el că nu are nimic, nu-i comun. Da? Și face numărul 2, 8. Ei, 8 să spune ce este cel mai mare divizor al lui 90 și 54. Adică 90 se împarte la 18 și 54 se împarte la 18. Ia să vedem. 90 împărțit la 18. Stă bine. 5, cred că e. 5 ori 40, 5 ori 5. Da, 5. Adică 90 se scrie ca fiind 5 ori 18. Iar toată atât de bine, 54, se împarte și el la 18 și face 13. Deci 54 se scrie ca fiind egal cu 3 ori 18. Deci 54 este 18. În clipa de față, vom spune că 90, nu, că 2 la 90, 2 la puterea 90 cu vecinul său 3 la puterea 3 la puterea 54 2 la 90 de la 54 înseamnă echivalent în transcriere în loc de 2 la 90 o să spunem în loc de 90 și 5 o să spunem adică 5 la 2 la 5 la 5 la 8 da. Și 3 la 3 tot la 18. 3 la 3 tot la 18. Și acum, eu înseamnă exponența 18 și 2 la 5. 2 la 5. 3 la 3. Față de 3 la 3 și am văzut că era cea mai mare, adică 3 la 3, adică 3 de 2 față de 27. Deci, când avem o astfel de situație în care nu putem face nimic, baza e 2 dincolo de 3, trebuie să ne îndreptăm spre exponență. Facem cel mai mare divizor comun al exponenților. Adică prin 90 descopunem factorul prim, avem și 54, și cel mai mare număr, cum numărăm noi 18, în stare se redivide și prin 90 și prin 54, și 90 și 54 se împarte sigur la 18. Da. Mai mare ca un om, ăsta nu mai există. De-aia, noi, de arăzut, că l-am găsit pe cine? Pe 9, parcă l-am găsit. Și urmă, după ce a făcut mișcarea cu 9, uite-te după aceea. Da. Cu 9, dar cu 9. Nu, pe 18. Nu l-am văzut odată pe 9. Da. Dar așa apare foarte bine. După ce a făcut cel mai mare divizor comun, scrie pe exponentul 90 ca fiind 5 ori 18, 3 ori 18 și acum ți-ai dirijat. Ori tu și experiența pe care o ai, te duce deodată aici la, la final. Că tot aici am ajuns și noi, da? 32 față de 27 în final. Dar, ca să nu mai pierdem mult timp, asta e tehnica. Cu ocazia asta să vedeți ce compunerea factorii primii. Dar dacă ai fost mult mai mare și a fost rămas spus, foarte greu, nu puteai să ne mergi deodată pe 9, pe 8. Înțelegi? De aceea trebuie să facem descompunerea. Bun, altă emisiune. 5. 5. Ca să vedem ce ne spune. Fie suma, adică să mai e egal cu. S egal cu. 2 la 0, plus 2 la 3, plus 2 la 2. S egal cu 2 la 0, plus 2 la 3. Plus 2 la 99. 2 la 99. Demonstrat că suma se divide la 15. Deci, întotdeauna suma. Asta e punctul A și după. Arătat că suma are cel puțin 3 de cifre. Deci, A de la A. La 15. La 15. Și B.
Cel puțin, nu? Da. Puțin 30 și de ani. Este tabla la mine. Așa parte, am înțeles o mea. Ca să se vadă bine, bine, bine. Da, ca să fraze de timp. Așa, pe ce se face așa? Da. Știi asta, trebuie să vă rog. Pentru că fac chestia asta, mă și gândesc. Și crezi că trebuie să facă. Trebuie să o calculez până la urmă suma asta. Da. Dar nu am pus să vin la doarea 99, că sunt o idee. Și 2 la 99, 2 la 98. Cred că știu. E simplu. Păi tu știi, a ajuns la pe dragă. Este și o idee. Dar dacă nu am făcut acum pe 2 la 1, putem da un factor cu 2 la 3, dar nu-i mare. Adică dăm 2 la 3 din bucata asta, că deci nu, da. De la 0 face 1. Da, și ducem la 1. Și ăla ducem la 1. Adică să vin la 2 la 3, pe lângă 2 la 3. Pe lângă 1 ar fi, plus 2 la... Și pe 1 ăla să ducem la sfârșit. Vedem ce inițiativă ai, putem vedea mâna ta. Că până îmi vin mică o idee, mai bine să-i batez ca ca... Deci tu spui așa, yes, asta, să strime calcul, îl lăsăm la ăsta să lăsă la mașina. Da. Adică, doi pe lângă, din bucata asta. Da. Doi pe lângă. Aici a rămas 1. Da, 1. Plus 2 la 3. Plus 2 la 1. Plus 2 la 98. 98. Corect. De la 98. Așa și plus 2. Plus ăsta. Plus 1. Plus 1. Exact. Practic suma de sus, că eu nu pot să difer la 0. Da. Pot să difer la 0. Plus 2 la 1, plus 2 la 2, pare a fi cea de sus, dar practic lipsește 2 la 99. Da. În paranteză, vreau să spun, da? Da. Păi hai să adunăm 2 la 99 și să scădem un 2 la 99. Adunăm. Îl adunăm dintre linie, ca să fac suma. Da. Și îl și scădem. Că dacă adunăm și scădem, nu o să întâmplă nimic. E bine? E bine, da? Deci, egal cu 2 pe lângă 2 la 0, plus 2 la 1, plus 2 la 2, plus punctul, plus 2 la 98, care era asta, plus 2 la 99, minus 2 la 99, la naștere am scăzut, și plusul acela. Deci, da, plusul. Și acum, până aici, îi deșteaptă de suma din înainte. Partea asta, nu știu, este dat la mapă. Așa, și vine 2 ori N. Deci, da, de S. Da, S. Egal S. 2 ori S. Minus 2 la 99. Minus 2 ori 2 la 99. Și 2 ăsta, ai zis că 2 ori S. Și vine 2 ori 2 la 99, da? Deci minus 2 ori 2 la 99 plus 1. E ceva de spus. A spune că... Nu puteam spune 3 ori S. Aici este 2 S. Dacă ar fi 2 să spun S, ar face 3 S. Da? Dar dacă nu dau, nu se ia. O să gândim noi așa, cu repede, cum facem. Dar hai 2 la 1, 2 la 2 la 99, fac 2 la 100. Da. Deci vine S. Egal cu 2 la
2 minus 2 la 100. Plus 1. Echivalent cu... Hai să scădem din ambii membri însă. Și din stânga, adică scădem de cel mai mic. Și din dreapta, da? Deci spunem că o bară minus S din ambii membri, dintr-o egalitate, că scădem acea acolo. Adică rămâne... 0. 0, da. Este minus S. Adică S. 0, 0, 0, 0. Am, îl punem. Îl punem 0, da? 0. Păi dacă o să rămână 0, hai să facem să facem toată lumea așa. S minus S. Scădem din ambii membri, da? Da, da. 0. Păi, dar e 0 ocupată în sa egalități, dacă am scăzut-o. Da? Deci, să zicem. Deci, S minus egal cu 2S scăzut un S. E 2S, dar scăzut un S către un aici. Un singur S. Minus 2 la puterea 100 plus 1. S minus S este 0. Și vine că 0 este egal cu S minus 2 la 100 plus 1. Echivalent cu. Să adunăm în ambii membri acum 2 la 100. 2 la 100 adunăm și în stânga egalului și în dreapta. Echivalent. Va spune că 2 la 100, 0 plus 2 la 100, 0 plus 2 la 100, egal cu S. Nu mai este nimic. Da? 2 la 100 minus 2 la 100, 0 la 1. Și plus 1, plus 1, echivalent. 0 plus ce va face 2 la 100, deci vine 2 la 100. Egal cu S plus 1. Echivalent. Hai să ducem pe un, scădem un 1 din ambii membri. Da? Scădem pe 1 și din stânga și din dreapta. Și apare că S, deci este egalitatea în partea asta. Aici nu numai S. S este egal cu 2 la 100. 2 la 100 minus 1. S egal cu 0 la 100 minus 1. Și acum trebuie să arătăm că 2 la 100 minus 1 se împarte totdeauna la 3. Da. La 3 și la 5. Da. La 3 suma cifrele. Da, da, 2 la 100 nu știu. Mers. Am aflat că a fost o treabă de ștept, dar am uitat ce trebuie să arătăm, se împarte la 15. Nu așa? Plus 2 la 0 plus 2 la 2 plus 2
celelalte plus 2 la 4 plus 2 la 5. Și cu cea mai departe, cu spunctul puncte, până la 2 la 99. Și dacă o mai dă pe bucățele și observăm cea? Asta mă gândesc. Hai să facem prima grupare așa. De 2 și de 2. Întrebarea mea este aici. Acolo o să vină 2 cu... 2 la 98, nu? Da. Dar oare 2 câte 2 vor fi? Nu cumva la fiesta singur? Da. Înțelegeți că în momentul în care eu fac 2 câte 2... E posibil să fie 97 cu 98. Așa, să fie terminat echipajul și nu să se rămână singur. Aici e necazul pe care nu știu cum să-l fac. Hai să mă duc prima grupă. Se termină cu număr impar. A doua grupă, 2 la 2 și 2 la 3. Tot număr impar. Tot. A, și... Fiind număr impar, da. Am bafte. Da, merge. Înseamnă că cu ăsta din față îmi fac de echipă. Da. Dacă se termina cu 2 la 98, rămâneam 2 la 98 singuri. Da. Deci e foarte tare chestia, observați asta. Deci trebuie să avem grijă când ne gândim la grupaje, să vedem dacă sunt 2 câte 2 până la sfârșit. Adică dacă sunt un număr par de elemente. Și se pare că da, din momentul ăsta, că aici e observația. 2 la 0, 2 la 3. 2 la 2, 2 la 3. Și atunci, cum e 99, ăsta este impar, deci cu ăsta din față face echipă. 2 la 98. Da? Dar de ce am zis că puteți 2 la 2? Păi 2 la 0 îți face egal. 1 plus 2, o echipă. Plus. Ai și fac. Ce pot face din ăștia 2? Adaug factorul. Pe 2 la 2. Exact. Deci, 2 la 2, pe lângă, pe lângă spune. 2 la, pe lângă 1, 1 plus 2 la 3, nu? Da. Plus, din față, dau pe 2 la asta în factor. 2 la 4. 2 la 4, da? Pe lângă 1 plus 2 la 2. 2 la 3. A, dar 2 la 5, 4, spune-i pe 2. Plus, cum te pune? 2 la 98 pe lângă 2 la 98 pe lângă 1 plus 2 la 3 pe lângă e ca la 4 1 și cu 2 face 1 și cu 2 3 deci vine 3 plus 2 la 2. Da? 2 la 2 ori 3 plus 2 la 4 ori 3 2 la 4 ori 3 plus 1 la 2. Hai să scrii și pe următorul. Plus 2 la 6. 2 la 5. Da. 2 la 8. 2 la 6. 2, 4, 6. Da. Da? 2 la 6 ori 3 plus 2 la 8. Așa, plus 2 la 10-a, plus 8 de puncte, plus 2 la 98, 103. Acum dăm un factor comun de 3. Perfect. E ca mai departe, 3 pe lângă. 3 pe lângă. 3 plus să ducem la sfârșit. Da, 3 pe lângă. Ce-a rămas în locul lui 3? 1. 1, păi așa. 1 plus 2 la 2. 2 la 2. Plus 2 la 4. Plus 2 la 6. Plus 2 la 8. Plus puncte puncte. Plus 2 la 98. Așa. Și egal. Am făcut rozul 3. Da. Și... Dacă aș mai face rozul
5 deodată, a scoate, fac fiseta acum. Scot un 5 și 5 ori trebuie să facă 15. Și fie în factor comun și atunci se poate de la 15. Ca să muncesc, să arăt deodată că la 3, că acolo la 3 am reușit. Da. Dar și la 5, pe urmă. Ia uite cât o atentă, dacă nu vine ceva în minte. 5-ul, cum se apară 5-ul? Tot în grupaj. Dacă luăm de la 2 la... 1 și 2 la 2 cum se face? 4. Și cu 1? 5. Tot ce se face? Deci ce face 5? De ăștia 2, ce se fac cu ăștia 2? Îl dăm în sac. Tot cu 1 pe... 2 la 4. Și 2 la 4 pe lângă 2 la a 2. 2 la 0. Iar 2 este 2 la 4. Mă sun 1. Da. 1 și plus 2 la... A 2. 1 și plus 2 la 2, iar face 5. A, și dăm de... Tot așa, cât e 2, cât e 2, și apare 5. Da. Da? Da. Deci e clar că așa se întâmplă. Și e sigur și ăsta de aici, că văd că îi spar toți și ultima echipă va fi asta de aici. Așa, da. E ca cu 3, paranteză dreaptă. Facem o echipă din 1 plus 2 la a doua și pun într-o paranteză. Plus. Ce am spus? Că din aceea a atrag pe lângă. 2 la a doua plus 1. Nu, pe lângă? 1. Pe lângă 1? Da. De ce 2 la a doua? Că a rămas 1 în locul lui 2 la a patra, că n-am scos să facă cu 1, da? 1 și plus. 2 la a doua, da. Plus, din următoarea.